Prieteni, bună ziua! Ceea ce vedeți aici nu este nici deșertul Atacama, nici Sahara. Este raionul Călăraș, satul Rădeni, Republica Moldova, un iaz, sau mai bine zis, aici a fost un iaz. Vă arăt acest video ca să vă dați seama despre gravitatea problemei, pentru că tot mai mult suntem care vorbim că Republica Moldova riscă să aibă are secetă și riscă să rămână fără apă în următorii ani dacă nu vor fi întreprinse acțiuni. Vă spuneam anterior că am solicitat Agenției Apele Moldovei să ne răspundă care este situația cu bazinele acvatice. Și ei au zis că anual seacă cam 200 de lacuri în Republica Moldova. Și că nu au bani să întreprindă acțiuni. Deci ceea ce ne-a spus Agenția Apele Moldovei este că ei sunt observatori la dezastru ecologic care se întâmplă și ei nu pot să facă nimic. Întrebarea mea logică ar fi, dar pentru ce mai există, dar despre Moldsilva nici nu mai vorbim, că ăștia în loc să sădească copaci, păduri, pâșii forestriere care ar proteja de secetă lacurile și râurile, ei taie. Noi asta știm, noi asta am arătat. Deci încă o agenție care îi face mai mult rău țării decât bine. Cum se ajunge în situația asta? O cale cum se ajunge, pentru că lacurile se dau în arendă pe 25 de ani, pe 49 de ani, agenților economici, de către consiliile locale, să vă zic prețul care e? 20.000 de lei pe an, poate 25.000, depinde de suprafața lacului. Asta este destul de mare, aici pe timpul se scaldau oamenii, pescuiau, acum a rămas, deci chiar piatră, nu mai este nimic și așa e până unde vedeți cu ochiul. Și agentul economic care ia în arendă lacul, îl seacă. Nu desfundă izvoarele și ajungem în situația în care suntem acum. Păi Agenția Apele Moldovei nu ar trebui să monitorizeze cum își execută obligațiile agenției economice. Cine ar trebui să se ocupe cu întrebarea asta? Eu înțeleg că satele care au un buget de 1 milion de lei pe an, 1 milion de lei pe an, achită grădinițele, achită salariile, cheltuielile administrative, deci ei nu au bani, satele. Eu nu știu cum rezistă satele până acum. De fapt, cum rezistă, noi am văzut sate cu un om, sate cu 5 oameni. Și satele nu au bani ca să facă lucrări de desfundare a izvoarelor, de curățare a lacurilor sau a râurilor. Numai în Chișinău, Vania Ceban repară strada pe Levan deja a treia oară, ceea ce e un buget a unui sat pe un an. Păi situația asta trebuie cumva oprită, pentru că noi suntem țară cu risc sporit de secetă, și asta nu o spun eu, o spun studiile internaționale, și dacă nu vor fi luate măsuri ieri, noi vom ajunge într-o criză gravă. Și cei care astăzi se joacă de a împărți funcții ar trebui să realizeze că în urma lor ar trebui să rămână ceva pentru noi, pentru cei care vin din urma noastră. Nu să trăiască cu ziua de azi pentru ei și neamurile lor. Eu vă salut cu mult drag!